Cred că putem începe. Bună ziua, stimați reprezentanții mass media, cei care ne urmăresc live. Mersi foarte mult că ne urmăriți. Este un subiect foarte important la care vrem să discutăm, dar mai întâi ne vom prezenta. Eu sunt Alexandru Trubca, vicepreședintele fracțiunii PAS în CMC. Alături de mine este Ina Coșeru, reprezentanta Comisiei Locativ Comunale din Consiliul Municipal, și Dumitru Ivanov, de asemenea membru al Comisiei Locativ Comunale din cadrul municipiului. Subiectul la care vrem să discutăm astăzi, sau de care vrem să atragem atenția, probabil nu este nou, toți îl cunosc. Este vorba despre câinii maidanezi. Este un subiect care, din păcate, în ultimul timp tot mai des iese pe agenda publică. Se întâmplă cazuri tot mai des când câinii maidanezi atacă oamenii, copii care se întorc la școală și deja pun real în pericol viața oamenilor. Însă am văzut că și primarul general la o emisiune recent a ridicat subiectul, a spus că se va implica personal în soluționarea problemei date, și aici vrem să-i spunem un lucru foarte simplu. Domnul Ceban, nu trebuie să vă implicați personal, nu trebuie să-l jucați pe supereroul, încercați pur și simplu să-i faceți pe subalternii dumneavoastră din instituțiile subordonate să muncească. Iar dacă ei nu sunt capabili să-și execute în tocmai sarcinile, să execute deciziile Consiliului Municipal, să execute regulamentul, atunci pur și simplu nu le prelungiți contractele de muncă, așa cum faceți în cazul întreprinderilor municipale. Dar să revenim la miezul problemei. Încă în anul 2019, Consiliul Municipal Chișinău a aprobat regulamentul cu privire la prinderea și întreținerea animalelor de companie, sau animalelor fără stăpân, mai bine spus. Regulamentul prevede foarte clar cine, cum, când și în ce măsură este responsabil de gestionarea problemei date. Și, de fapt, sunt doi actori principali. Este vorba despre Direcția Locativ Comunală și un agent prestator de servicii, care, în cazul nostru, este regia autosalubritate. Și aici încep toate problemele. Pentru început, trebuie să spunem că regulamentul prevedea că în cadrul Direcției Locativ Comunale urmea să fie creată o entitate cu 6 persoane pentru care să gestioneze problema. Din păcate, avem doar 2 persoane, dintre care una a fost transportată sau transferată la necropolă să lucreze. Și abia acum, peste un an și jumătate după lansarea, după aprobarea regulamentului de către CMC, direcția s-a trezit că trebuie să facă concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante. Dar nici direcția nu este cea mai mare, nu poartă cea mai mare vină de problema creată, ci regia autosalubritate. Aparent, managementul de acolo este pur și simplu incompetent pentru a soluționa problema, pentru a gestiona bine problema, sau, cel mai probabil, este rău intenționat, fiindcă puțin cunosc, dar prinderea, sterilizarea și întoarcerea în habitatul natural a unui câine costă 1.000 de lei bugetul municipal. Ilegalitățile la autosalubritate au început încă anul trecut, când 1.350.000 de lei au fost cheltuiți pentru voliere noi, fără vreo decizie a Consiliului Municipal. Conducerea de acolo pur și simplu a luat decizia unilaterală să investească banii aceștia, fără să aibă o argumentare. De ce, cum, când și cu ce ocazie fac chestia asta. Până în momentul de față, autosalubritatea, deși este principalul prestator de astfel de servicii, nu poate să ofere o bază de date clară. Câți câini au prins, câți câini au sterilizat, câți câini au întors în habitatul natural. Și doar în perioada aprilie sau ianuarie-aprilie anul trecut, autosalubritatea a raportat despre prinderea 500 de câini, care pur și simplu nu existau pe documente. Deci cineva pur și simplu a furat 500.000 de lei, iar primarul se vede că nici nu există o problemă. Gestionarea proastă a lucrurilor la autosalubritate constă nu doar în faptul că nu au o bază de date, dar constă și însuși în procesul de prindere și sterilizare. Lunar, ei raportează că prind 140 de câini și asta în condițiile în care, normal, ar trebui să fie cel puțin 400. O problemă majoră în ceea ce ține gestionarea subiectului constă în faptul că nu există o evidență clară a medicamentelor, care de cele mai multe ori pur și simplu lipsesc. În ceea ce privește sterilizarea, este foarte important de menționat că de 3 luni deja acest proces nu are loc, din simplu motiv că nu există un medic veterinar. Și argumentul
au celebrități, că ei nu pot găsi un medic veterinar care ar dori să vină să lucreze pentru un salariu care este oferit acolo. Și nimeni, nicio secundă, nu se gândește să meargă pe, nu știu, externalizarea serviciului, găsirea unor soluții alternative care să meargă, pună procesul pe roate, astfel încât să stopăm înmulțirea animalelor. Mai mult de atât, proasta gestionare a modului de sterilizare duce la cazuri bizare. Deci noi avem cazuri când la necropolă un câine care oficial a fost sterilizat, pentru care s-au cheltuit bani, a dat naștere la noi, pui, în cadrul necropolei. Deci la un alt câine tot sterilizat, mai ceva ca în Biblie. Încălcările date au fost stabilite nu doar de noi ca consilieri municipali, ci și de societate civilă și de alte organe abilitate ale statului. Fiindcă, spre exemplu, în toamna anului trecut, ANSA a făcut un control la necropolă și a depistat cel puțin 19 încălcări grave ale regimului sanitar veterinar. Și iarăși, primarului îi încot. El nu urmărește cum lucrează instituțiile aflate în administrarea și subordinea lui nemijlocită. Toate cele descrise mai sus se petrec în condițiile în care regia autosalubritate refuză să încheie un contract nou cu direcția locativ-comunală, contract care prevede expres obligațiunea regiei să ducă o bază de date clară a numărului de câini prinși, o bază de date clară a modului în care acești câini sunt sterilizați și întorși în habitat normal, o bază de date clară a medicamentelor utilizate și, evident, o bază de date clară a resurselor financiare cheltuit, fiindcă de fapt aici este miezul problemei. E vorba de bani foarte mari pe care municipalitatea le plătește regia autosalubritate, care nu își face lucru și care, de fapt, cheltuie banii ăștia fără să facă, să producă rezultate. Aici am un contract care am să-l public mai târziu. Este contractul din 29 ianuarie 2021, recent, are câteva zile. Contractul numărul 14T/21, încheiat între domnul Burdiumov, șeful direcției locativ-comunale, și domnul Dumitru Vupe, directorul la autosalubritate. Este un contract din 3 pagini, care nu prevede practic nimic, sunt niște elemente generale, în valoare de 10 milioane de lei, care prevede că direcția îi va plăti autosalubrității 10 milioane de lei. Pentru ce? Pentru lucrările de consolidare a digului la Țânțăreni și întreținerea și reparația obiectelor comunale, care include în sine întreținerea necropolei de animale, centrul de sterilizare și capturare și întreținerea orologiului municipal. Deci câinii și orologiul municipal nu sunt pe același linie de buget. Deci 6 milioane de lei pe care direcția, cu siguranță, în cunoștință de cauză, era și primarul, le-a transferat și vrea să le transfere autosalubrității, fără o claritate, cum vor fi cheltuiți banii ăștia, câți câini vor fi prinși, câți câini vor fi sterilizați, câți din ei se vor întoarce în habitatul natural, câți vor rămâne la întreținere. Pur și simplu e o sumă de 6 milioane de lei pe care noi aruncăm în vânt anual, iar problema continuă să persiste în oraș. Deci nu există niciun calcul, pur și simplu contracte semnate în vânt și bani aruncați în vânt, dar probabil există și un interes obscur, fiindcă alte explicații logice la tot ce se întâmplă în domeniul dat nu există. Bine, te rog. Stimați locuitori ai municipiului Chișinău, problemele descrise mai sus sunt în competența primarului general și a instituțiilor subordonate lui. În 2019, Consiliul Municipal Chișinău a creat condițiile necesare pentru a soluționa această problemă. Singurul lucru pe care trebuia să-l facă era să asigure implementarea normală, corectă și legală a proceselor. Dacă primarul nu știe cum trebuie să fie soluționată această problemă, care rămâne nesoluționată pe parcursul a mai multor ani, atunci cel puțin ascultați ce spun cei care cunosc, ce trebuie de făcut. Există 7 pași simpli care trebuie implementați pentru a mișca lucrurile mai departe, înainte. Deci, în primul rând, trebuie să asigurăm cu personal secția privind controlul și protecția animalelor din cadrul Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajarea a Consiliului Municipal Chișinău. Trebuie să fie încheiat un contract normal între autosalubritate și Direcția Locativ-Comunală și Amenajare, care să oblige regia autosalubritate să asigure stricta evidența activității sale în acest domeniu.
Asigurarea unei evidențe stricte a procesului de prindere, sterilizare, întreținere și întoarcere în habitatul natural a câinilor vagabonzi. Asigurarea respectării normelor veterinare în necropolă. Majorarea perioadei de activitate a serviciului de capturare a animalelor. Încheierea pe bază de transparență a acordurilor cu azilurile private pentru animale fără companie pentru a mări numărul de capturări a câinilor vagabonzi. Coordonarea activității de capturare și eliberare cu suburbiile, pentru că situația respectivă nu este doar în municipiu, dar există și în suburbiile municipiului Chișinău. Acești 7 pași simple vor conduce la cel puțin ameliorarea situației în ceea ce privește câinii maidanezi. Însă, evident, pentru ca lucrurile să se întâmple, mai este nevoie de ceva și anume de făcut ordine în conducerea entităților respective. Fiindcă atâta timp cât instituțiile vor fi conduse de persoane incompetente, această situație nu va fi soluționată. Vă mulțumim și dacă sunt întrebări, vă rugăm să le adresați. Mulțumim! O zi bună!